Mai mulți turiști germani care și-au petrecut vacanța în Italia sunt acum urmăriți în justiție. Motivul: găsuiți într-o vilă de lux, au stricat o statuie veche de 150 de ani, în valoare de 200.000 de euro. Doi dintre ei s-au urcat pe monument să-și facă fotografii pentru rețelele sociale. Un al treilea i-a împins cu un baston până când cei doi, dar și statuia, au căzut. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Germanii au plecat acasă, dar administratorul vilei a dat în judecată pe toți cei 17 membri ai grupului.